Mihaela, mergem să-ți cumpărăm papuci? Și asta nu e tot? Da. Hai, Ionuț, ai o surpriză. Unde mergi, Mihaela? La grădiniță, prima dată. Și am părinte la școală. La mulți ani. Stai, pic, stai. Azi e ziua ta. Și cum a fost prima zi de grădiniță? Bine. Să vedem dacă va fi același entuziasm peste jumătate de oră la Mihaela. Da. Deci Sfântul Ioan Botezătorul îl sărbătorim cu piftii și sarmale. Această piftie este foarte delicioasă. Mihaela, mergem să-ți cumpărăm papuci, ție și lui Mircea. Hai să mă împucim la școală și după aia mergem la grădiniță. Ce ne sună deja? Vedem? Da. Urcă! Salut! Și-ai primit ceva cărți? Oh! E greu! Da, să vedem. Oho! Sunt multișoare, Mircea! Succes în noul an școlar și ție, dar și tuturor celor care ne urmăresc! Așa, în cărucior? Wow, ai și centură! Mami, și mai nou? Nu știam de asta. Uite, tati! Centuri! Da, știi cum, unii sunt așa mai năzdrăvani și... Mami, se mărește! Wow! Wow, super! Super, hai! La cumpărături, e o plăcere! După cum am auzit de la mami, a zis că Mihaela se va duce în grădiniță cu Matei, în aceeași clasă. Deja când va împlini 2 anișori, atunci va fi în grupa ei, cu toți copiii de vârsta ei. Luăm o nouă baterie. Nu. Lăsăm aici și ne spălăm așa pe mâini. Asta e mic pentru lovar, asta e pentru bidon. Poate cumpărăm alte cabine de duș. Mai sau. Ce, Mihaela, din prima zi, bravo! Ce? Nu reușit să arăți papucul că e deja s-a descălțat. Ce? Am plămânzit și vrea să mănânc. M-a întrebat acolo dacă vreau cu iaurt grecesc. Nici de cum. Cu budincă? Da. E bun? Nu? Ce mentă. Gustos? E prea mare pentru tine. Mihaela. Ce faci? În schimb, am găsit pentru mine de 2 ori și 2 ori. Fără ca să fie prezentă. Vedem acasă ce am luat. Melissa poartă 36, dar noi luăm 37, pentru că a mai crescut, a trecut un an. Un cer de lână. Vedem dacă îi place ei și dacă e comod. Prima dată cumpărăm încălțăminte fără prezența Melissa. Pentru că mâine are valoare pe 20 de cărți. I-am luat Melissa o prigă atunci foarte șmirețe. Sperăm să-i placă ei și să-i vină și Marina. O să-i placă? Cred că da. Hai să-mi duc. Au obosit și cei mai mici în prima zi de școală. N-a rezistat până acasă. Ce să luăm? Ghiuzdănelul? S-a trezit și prima care a fost... geanta! Și pipiu! Tati l-a luat fără să-mi zică nimic. Hai! Hai, Mircea, să vedem reacția Miliției la papucii pe care am luat. Chiar să vedem, am nimerit în mărime? E potrivită sau nu? Șansă de vent, cum va sta robinetul în camera lui Ionuț. Trebuie să-mi fac temele. Am ajuns acasă? Stai, deja le-am făcut. La ce soare puternic este? Cam așa. E așa. Eu zic că arată bine. Foarte bine. Și de același model. Perfect. Vă simțiți la fel? Când veniți de la școală sau de la grădiniță, vă puneți pe scaun sau pe pat și după aceea veniți lene să vă sculați. De exemplu, eu m-am pus pe scaun și nu mai pot să cobor. Și ca să nu rămân în urmă, fac teste pe calculator. Pentru că anul acesta cred că avem testul ca să trecem în clasa 5-a. Deci eu trebuie să ne pregătim foarte mult. Aceasta ce-i? Aaaa! Dar noi deja avem. Avem, dar nu
Și o schimbăm. De ce nu punem sistemul de și îl punem pe al nostru loc. Tati, te așteptăm! Hai, Melissa, să vezi ce ți-am luat. Ce mi-ați luat? Interesant ceva? Eu deja eram aici. Melissa, ai papuci de culoare roșie. Îți plac? Da, sunt ca și la Mircea. Da. Ia vezi, mi-e mai potrivită? 34? Aceștia nu sunt ai mei, aceștia sunt ai lui Mircea. Atunci cine ăștia, dar? La sclipici! Aceștia sunt 37. La magazin i-au spus că ar putea fi mai mari. Doar că, în cazul în care sunt mai mari, folosim talpă suplimentară. Smart? Puțin. Și să știi, Melissa, nu-i băga în mașina de spălat. Interzis. Că pentru asta mi s-a luat un spray pe care dai la fiecare două săptămâni. Și asta curăță papucii? Nu, Melissa, e de prevenire. Să nu se îmbătrească. Eu zic totuși să-mi pun tălpile. Și asta nu e tot. Mai ai și niște sandale. Eu? Da, verific acolo. Melissa, aici. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sandale. Mulțumesc, ce fain sunt. Te promit și pe acestea. Deja am uitat, ce mărime e asta? 39. 37, tot 37 am luat. Da, Melissa a crescut. Wow, îmi plac foarte mult. Super, și sunt înalți. Iată, cât sunt diferențe de tare. Oh, puțin. Wow. Deja chiar un trecut. Și ia să testăm, să vedem dacă se vor murdări sau nu. 20 de centimetri. Așa. Ia să vedem băieții de la grădiniță ce fac. Matei m-a rugat dimineața să-l iau până la somn. Dar noi totuși l-am lăsat și îl luăm după somn. Să vedem dacă nu este foarte supărat. Am zis că îl așteaptă o surpriză, o motocicletă de-a lui Ionuț. De Ionuț nu fac griji, că Ionuț se adaptează la orice. Și tu ai motocicletă de aerobe! Yay! Perfect! Ce-ai pățit? Te-ai mâncat supiță? Și te-ai murdărit? Ai făcut pipi azi? În chiloțe ai făcut? Nu! Super! Ionuț e băiat mare! Iuhu! Cum a fost? Te-ai jucat cu copiii? Cu prietenii, da? Mateiașu! Unde e Matei? Unde e Matei? Unde e Matei? Iată! Salut! Uite ce ți-a adus Ionuț! Ionuț, ce ai adus eu, Matei? Cadou! Și cum a fost prima zi de grădiniță? Bine, bine! Bravo! Nu ești supărat? Mâine dorm la grădini? Da! Bravo! Hai, Ionuț! Ai o surpriză! Hai. Deschide ochii! La mulți ani! Stai un pic! Azi e ziua ta! Ți-am adus în dar multe zâmbete. La mulți ani cu râsete. Hai, mușcă! Gustă din tort! Yay! Bravo! E gustos? Melissa cu bunica l-a făcut. Nu se zici pachetul. Nu pot, mami. Stai să vedem. Aici. Ok, hai. Și... ce-i acolo? Wow. Ulala, motocicletă? Uite, ăsta și de așa în jos. Și pui așa. Se ține? Și l-ai unut? Da. Yeee, super! Și unde te duci, Matei? La grădiniță, cântăm! Îți place să cânti? Despre ce? Despre Meliu. Dar eu am o întrebare pentru toți abonații noștri. Câte piese are familia Melimi și cum se numesc ele?
Mami, tu mai vine întreabă-i despre ce să fie următoarea piesă. N-am înțeles. Wow. Eu credeam că el să-și distreze. Da. Și eu continui să fac rezumatul la această carte. E cartea aia care tu vorbeai? Engleză și română? Da. Domnul profesor, asta ce e? Noi venim la muncă sau la... Ca Robinson Crusoe pe... Cum se numește? Pe, în hamacul ăla din poveste sau cum se numește. Am înțeles. Vă să vedeți, o să dormiți voi imediat pe ele. Hai, citiemele? Da. La English? Pe translate cuvintele care nu le cunosc. Succes! Mulțumesc! Mergem acasă? Da. Ce faci? Reșinez. Ce mă te, tu ți-au adormit? Numai tu stai și umbli prin toată, tot studioul pe aici. Hai să vedem. Cine e până? Așa. Uite ce frumoși, cu steluțe. Ea știe care papucei noi și vrea cu ăia. Cu aceia să fie în grupă, bine? Tati, dar ăștia sunt mici. Unde e căcătiță tu? A crescut Mihaela. Unde merge Mihaela? La grădiniță, prima dată. Facem un test drive. Da. Melissa, ești pregătită? Dar în clasă este foarte cald, deci iar mi-am luat un tricou. Ne vom lua tricou, cred că, și iarna și tot anul. Perfect. Matia, și tu ești pregătit? Ia, Melissa, întoarce-te. Wow! Și am părinte la școală! Haideți! Ce entuziasm! Și Mihaela pentru prima dată la grădiniță! Da, prima dată! Și eu nu-ți m-a călcat pe picior și nici nu s-a murdărit papucul. Ei, da! Dar trebuie să ai cu spray, Mircea! Le-am dat toate! Le-ai dat spray? Da, bravo! Le-a dat pe toate! Să vedem dacă va fi același entuziasm peste jumătate de oră la Mihaela. Da. Minuțu, scaunielu. Poftim, scaunielu. Yeee, scaunielu. Și acum mașina va fi plină. Știi ce face, Ionut? Sub scaunielu erau niște biscuiți de ieri și Ionut le mânca. Nimic nu se pierde în familia mea. Voi reușiți să vă treziți dimineața ușor la școală? Văd că a doua zi de școală e ok, tate. S-au trezit toți. Da, mai uite ce am butei aici avem. Frumos. Mai bine mergem pe jos? Nu, nici pe jos. Stai, dar unde e rucsacul Mihaela? Mihaela, hai, rucsacul tău. Și papucii. Și papucii, stai că ea vroia să-i încalțe până la trei. Da, cu tigruț. Hai, Mihaela, mergem! Fată mare! Și frumoasă! Nu mai mare! Bravo, mă, te ajute! Da. Hai să vedem păpușile. Unde sunt păpușile? Da. Vrei să mănânci? Da? Ce tate, ai fugit de acolo? Vreți să spală pe mâini? Dar Mihaela, așa, atent. Se gândește. E foarte frumos aici cu frățiorul tău, Matei. Ce norocoasă ești tu. Că așa un frate bun. Astăzi o lăsăm doar 30 de minute. Doar că sunt mulți copii care plâng. Sper să-i înțeleg.
după ei. Ești trist un pic? Nu trebuie să fii gălușcă. Dar acum a ajuns momentul că eu să mănânce. Să vedem cum o fi reacția. E bun? Ai, ce bună e mâncare la grădi. Voi nu aveți din astea acasă mâncare așa de bună. Cred că o așteptăm mamei pe Mihaela, hai să privim în capodopriul lui Ionuț, fix până anul urmă. Wow! Cum el desena. Wow! Nu cred! 3 octombrie 2022. Wow! Da, Ionuț! Bravo! Matei un pic altfel desena. Mami, dar ultimele... Sunt diferiți? Da, l-am privit, știi, un pic mai târziu deja, început, se simte contură, vezi? Da, da, da. Mai puțin pe din afară și... Scufița roșie. Da, și aici. Aici deja, gata. Aici e avansat. Puternic. Mami, uite ce crește aici. Super. Bravo. S-o luăm pe Micaela. Micaela, salut! Salut! Mihaela, mai veni și mâine să ne jucăm. Da? Veni și mâine? Da, sigur, eu vă aștept aici, cu mare drag. Prima zi, perfect. Bravo, Mihaela. Nu-i prins? Nu? Super. Tentative. Le-am închis. Deci, primul test drive al grădiniței de către Mihaela a fost trecut bine, chiar cu succes. Iar dacă și frații și surorile voastre au prins la grădiniță în prima zi, atunci ne scrieți în comentarii și un mare like pentru Mihaela și pentru curajul ei de a merge la grădi. Vrei acasă? Nu? Da, păi, de ce ai plâns, dar? Rămâi aici? Te gândești? Frate, nimic niciodată nu a îndrăgit grădinița. O detestam din prima și în ultima zi. Am zis că atunci când am plecat la școală, am răsuflat cu ușurință, pentru că am scăpat de grădi. Nu știu, acum ceva s-a schimbat la grădii, pentru că la grădii copiii merg cu mare bucurie. Ce oare s-a întâmplat? Unde vrei? Acolo, până acum plângeai că vrei acasă. Și acum nu mai vrei. Vrei aici? Nu? Dar unde vrei, afară? Acolo. Ți-a plăcut la grădiniță? Mihail, ți-a plăcut la grădii? Te-ai jucat cu copiii? Da? Și cu Matei te-ai jucat? Ai mâncat? Da? Mai venim aici? De ce? Ce, Mica? Vrei acasă să faci năzbâtii, da? Noi tot negociem. Negociem, mâine mai venim? Poate ne mai răzgândim până mâine. Iar pentru curajul Mihaelei, eu cred că ea merită un like astăzi, pentru prima zi de grădinița a ei. Da, Mihaela? Ce ai mâncat? Super! Bravo, fată mare! Mihaela, nu o recunosc, mami. Uh-huh. E prea tăcută. Îngândurată, se gândește și ea. Ce e asta? Ce e asta? Ce se întâmplă? Dimineața când s-a trezit, tati, știi ce a spus? Cu mașina! Călătorie, mașina și avionul. Iată ce credeai. Mihaela, unde-i mașina? Unde-i mașina? Este? Unde mașina? S-a pornit singură acolo. Ți-a plăcut la Matei? Dar ce-ați mâncat acolo? Ceală. Ah, cu lapte? Și v-ați jucat? Cale. Câte jucării erau acolo? Multe? Dar copiii erau? Fetițe și băieți. Mix. Și fetițe? Și tu te-ai jucat cu fetițele? Ce? Și mai mergem acolo? Mai vrei? Bine, dacă vrei, atunci e bine. Și ai să stai cu Matei? Te. Ok, ne-am înțeles. Dă un 5. 5. Așa.